Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la Perfectul Simplu. Fraților, cam gol pe aici, nu prea mai e nimica. Vreau să mut cât mai mult posibil, așa cum ați văzut în episodul trecut. Am întâlnit o micuță problemă care mă supără foarte tare. Eu am aici un Coke Oven. Chestia asta, dacă ne uităm, dacă ne uităm aici, vedem că avem posibilitatea să transportăm acest lichid creosote oil în mai multe, într-o găleată, într-o sticluță, dar vedem că avem și ceva creosote can, creosote capsule. Astea, în mod normal, sunt din forestry. Ok? Creosote capsule mă interesează în mod deosebit pentru că este un produs de la albine. Și se poate obține, e sursă infinită, practic, da? Buba mea este că chestia asta nu se întâmplă. Nu pot să obțin creosote capsule. De fapt, capsula asta nu poate fi folosită absolut deloc în mecanismele cu forestry. Dacă pun o găleată, n-am absolut nicio problemă. Dacă pun sticlă, n-am absolut nicio problemă. Da? Lucrul ăsta este foarte, foarte enervant. Să-mi golesc ăsta aici. Nu mă lasă? Na, super. Este foarte, foarte enervant pentru că... Aveam planuri mari. Aveam planuri mari fix cu treaba asta și mă irită. Am ridicat defectul ăsta și la Forestry și la Railcraft pe site. Să sperăm că o să reușească cumva să mă ajute. Stau să mă gândesc, în cel mai rău caz, worst case scenario, ce aș putea să fac? Păi ce poți să faci? Că nu prea poți să faci nimic. Să mă apuc și să văd eu cumva cu modurile pe care le am, dacă aș putea să refac aceste rețete. E foarte, foarte enervant și dubioasă toată treaba. Păcat, păcat. Bun, cred că asta ar fi cam ultima bucățică. E totuși un alt de 4. Și o să mai... o să fac eu curat acolo la bază ca să nu arate atât de urât, că în momentul de față e tot așa despuiat. Tăc, tăc. Asta nici nu știu dacă mai avem nevoie... La urma urmei, pentru că avem posibilitatea de a obține oțel cu mecanism. Ei, ce fac, măi? Opa, așa, gata, s-a făcut, perfect. Și pot să te pun așa, să pară ca și cum ar fi mai micuț? Sau nu? Mă rog, lăsăm așa și vedem. Așa, aici, ca urmare a comentariilor voastre, ăsta dinspre sud pare să fie câștigătorul. Așa că eu zice să... AQ, așa. Să ne jucăm chiar acum cu el și să schimbăm. Dacă lăsăm blocul în interiorul chiselului, putem să facem chestia asta direct așa. Uit de fiecare dată treaba asta. Uit mereu treaba asta. Dar zic să vă arăt așa ca idee. Pac, pac, pac. Pac, pac. Pac, pac, țup, 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 țup. Ia, doamne, să vedem cum arată. Cred că arată bine în ideea că e cu oranjul ăsta de aici, cu portocaliul ăla de acolo. E frumușel, e frumușel. Greu, mă, fraților, greu, greu aici. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist. Mai ales acoperișul care era de doi înălțime. Nu, de ce? De ce, lume rea, de ce? Dacă tot am terminat acolo jos de făcut, mă gândesc că poate ar fi cazul să ne apucăm să facem noi aici așa, ta-na-na-na, o cărare. Cărare, mă gândesc că ideal ar fi în stilul de pe Sky Titans. Când zic stilul de pe Sky Titans, e ceva de genul... Nu o să-mi iasă asta din prima, dar asta este. Stai să vă arăt. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam.
pa pa pam pa pa pam pa pa pam pam pa pa pam pa pa pam pa pa pam pa pam pa pam. Cum s-o fac, mă, nene, mă? Da, și super. Și aici o să trebuiască să folosesc scări din astea albe, Cypress slab. Ok. Aici cred că pot să vin ceva de genul ăsta și pe aia iarăși să continui așa. Aha, aha. Merge, merge. Ultima sută de metri, fraților, ultima sută de metri. Hai să vedem. Pac. Pac, 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 pac. Tarara, 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 tarara. Tiri, 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 tiri. Tarara, 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 tarara. Tarara, tarara. Bă, nu știu ce am, ce am. E frumoasă melodie, îmi place, dar nu știu, așa m-a apucat astăzi. Tarara, tiri, tiri, tarara, tarara. Tarara, tarara, tiri, tiri. Bineînțeles, bineînțeles. Mă gândeam eu, măi, ceva neregulă, parcă nu se mișcă cum ar trebui să se miște. Și aici nu mai știu. Probabil că na. Om vedea. Mai facem o rând tot așa. Hai să vedem ce mai fac albinele noastre pe aici, că n-am mai trecut de mult. Omorâm curcanul? S-a dus curcanul. Avem două pieptori de curcan. Wow! Really? Really? Pă bune? Aici nimic. Ce cu tigrul ăla afară? Așa, hai să ne luăm ăsta de analizat. Avem miere în el, avem miere în el. Ce mă interesează? Asta mă interesează cel mai mult de aici. Ce ai mai făcut tu, mă, băiatule? Mă, ia să vedem. Short, slowest, nu știu ce, valiant, valiant, perfect. Ah, ce? Ah, am mai, da, un căluț. Hai să punem așa momentan și trecem pe la el după aia și îl redenumim. Așa, nu mă sperie, mă, nene. Ce a pierdut aici nocturnul? Ok, nu-mi convine asta. Hai să vedem pe tine, bla bla bla, nu știu ce. Avem Nocturnal, dar a pierdut Cave Dwelling aici. Asta e partea activă. Vedeți că scrie sus activ. Ăla e ce... cum se comportă în momentul în care ajunge într-un... într-un stup. Bla, 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 nu știu ce. Puuu! Asta a rezistat. Ok. Ok, deci asta ne interesează și cu prințesa. Vai, ce mă enervează. Ia să vedem noi aici. Ok, deci pe prima pagină este ok, e același lucru. Aș fi production ăsta să fie, nu slow, să fie slow, da, mă rog, nu putem cere foarte mult. Și aici e fix, da, să sperăm că o să rămână, a, ce, deja e noapte? Really? Bun. Și pe ăsta îl aruncăm noi aici la grămadă cu restul. Am un pătuț aici? N-am pătuț aici. Aoleu, am uitat asta la mine. Dar nu. Nu? De ce trebuie neapărat să stăm aici îndesați? Așa. E bine, tu ești nivel 2, Calubălan. Mamă, deci am atât de multe nume. It's not even funny. Ok, pot să pun... Ah, perfect, perfect, perfect. Ok, și venim aici înapoi cu Julien și cu Jica. Perfect, dă-mi te rog frumos înapoi asta. Și îl ducem pe... calul mecanic la locul lui, care ar trebui să aibă un prieten acolo, că am, mai avem un cal cu ăstea în frunte, uite, Linux. Shmaker. Deci până la urmă ținem câte doi din fiecare.
de dragul de a-i ține. Așa, și aici trebuie să avem grijă să le dăm cât un dovlecel la fiecare și ar trebui noi să obținem în cele din urmă din ăștia 2 un cal de nivelul 3. Ți-am dat? Nu știu dacă l-am mâncat. Nu, Julian, n-am mâncat. Ok, pac. Așa, asta să mă uit. Eu mă uit în permanență pe poza asta aici. E un grafic. Deci aveam posibilitatea să obținem și așa, sau dacă îl combinam pe Jică cu Răpciugosul, cred eu. Salutăm serviciul de ambulanță al municipiului București. Da. Așa, ca de sfârșit de episod, mă gândesc eu, nu știu exact unde, oare dacă îl pun aici se supără pe mine, nu cred și nu sper. Să încercăm o... 1, 2, 3, pac, 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 hai să facem un golden carrot aici, ăla nu ne vede momentan. Zim că avem, ok, nu avem, trebuie să ne facem noi. Ce am avut mă astăzi, mă, cu muzicuța asta, mă? Am pe aici un hopper? Yay! Deci asta e night vision. Mătăl acolo ar trebui să se transforme în invisibility. Acum întrebarea este în felul următor. Prima dată o să mă duc cu armura. Puțiunea asta de invizibilitate ci că merge dacă nu ai armură pe tine. Dar sunt curios dacă armura din mecanism plus cizmulițele astea. De fapt, știi ce? Hai să încercăm doar cu cizmulițele de curiozitate. Mamă, 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 parcă văd că o să-mi iau rău de tot. Așa, pregătim și asta. Are el săgeată? Are săgeată. Bun. Da, și acum dacă ne uităm... Mamă, câte chestii am pe mine. Nici n-am realizat că am atâtea chestii pe mine. Ok. Hai, unde sunt monstruleții? Unul e ăla de foc pe care l-am văzut pe aici. Unde e tăiatul staticule? Vino cu aia. Că ar fi fost chiar ideal ca și subiect de testare, pentru că este din modul Special Mobs. Ok. Hai să aruncăm și pe asta de pe noi și ce zic că am auzit un... Mă vede în pana mea. Ok, hai să te omorâm pe tine. Unde e, mă? Așa. Bun. Deci acum nu avem decât arma. Ăla din spate. Hai să mai căutăm ceva monstruleți. Mamă, așa, asta înseamnă că nu mai pot să mai sar peste blocuri. Fie era la naibii să fie. Tu ești un șobolan. Da. Mă vede. Cum mă vedeți, mă? Sunteți nebuni? Baby skeleton. Și tu mă vezi. Deci acum chiar că nu mai am nimic pe mine, nici măcar backpack-ul. Doar arma. Aiurea. Bine, mă. Ce ești tu? Ești un lup. Super, și acum trebuie să scap de dita mai gogoloiu de... Sunt încă invizibil în puii mei.
Mă, tată, de ce te arunci tu să te bazi cu ăștia dacă știi că ți-o iei? Mai am ceva pe mine, mă. Aici nu. Deci singura chestie care mai este armă. Cum mă vede, mă, ești nebun? What the hell? Ce doamne iartă, unde e creeper-ul ăla? Bă, nu-i corect. Cuțu, lasă-l, tată, lasă-l, lasă-l. Graveyard Creeper, nu știu ce. Păcat. Mă gândeam că aș avea o metodă să intru la în dungeon acolo la Enderman fără să fiu atacat din toate părțile, mai ales că vreau să mă joc un spawner de blazuri. Da. Bun, dragii mei, dacă ați rămas până în acest moment cu noi, un mini like, un comment, un share ajută foarte, foarte mult. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!